cred. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Oltean Vasilica. Pe tine cum te cheamă? Paul Ștefan. Cum vi se pare acțiunea de astăzi? Foarte, foarte bună. Cine v-a spus despre aceasta? Doamna profesoară a băiatului, dar suntem foarte mulțumiți. Adică ne pare bine că se ocupă cineva și de copiii noștri. Au fost găsite probleme deosebite? Nu. Fierul. Lipsește fierul și cam atâta. O să mergeți mai departe la un medic specialist? Sigur că da. Sigur că da. În ultimul an copilul a lipsit de la școală din motive medicale? Da. Din motive medicale. Se înțelege bine cu colegii? Foarte bine. Are conflicte cu aceștia? Nu. Cu profesorii? Nu. O doamnă profesoară foarte excelentă. Se ocupă foarte bine de ei. Ajutați copilul la efectuarea temelor? Da. Considerați importantă educația acestuia? Foarte, foarte importantă. A trebuit să facă mai multe și pentru educație, mai multe ăștia pentru... Sunt copii care chiar au posibilitatea să meargă și cred că asta e cum e cu caravana asta și caravana educației ar fi foarte importantă la noi. Încurajați copilul să meargă la un liceu, o facultate? Da, sigur că da. Credeți că îl puteți susține financiar? Fac tot posibilul. Facem tot posibilul și eu și soțul să reușească. Ce clasă ești tu? A treia. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Polițai. De ce? Pentru că polițaia arestează oamenii și... Îți faci singur temele? Da. Care e felul tău de mâncare preferat? Ciorba, toate acestea. Ghiozdanelul îți place? Da. O să-l folosești? Da. Mulțumim. Plăcere. Pe tine cum te cheamă? Cătălina. Cum vi se pare acțiunea de astăzi? Cred că este foarte bună. Cine v-a spus despre aceasta? Domnul diriginte al fetei. Ținând cum că suntem la țară, nu prea ne permitem chiar atât să mergem pentru analize și pentru asta, cred că este foarte, foarte bine. Au fost găsite probleme deosebite? Nu. Probleme cu ochii și cam atât. O să mergeți mai departe la un medic specialist? Da. În ultimul an a lipsit de la școală din motive medicale? Deci cu învoire pentru analize care se fac. Se înțelege bine cu colegii? Da. Și cu profesorii? Da. Ajutați copilul la efectuarea temelor? Numai îl controlez să văd dacă își face temele sau dacă și le-a făcut bine. Considerați importantă educația acesteia? Da. Încurajați copilul să continue studiile în liceu, o facultate? Da. Credeți că îl puteți susține financiar din punct de vedere... Încercăm, facem tot posibilul. Ce clasă ești tu? Clasa 5-a. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Încă nu știu, sigur. Felul tău de mâncare preferat? Poate. Îți place ghiozdanelul? Da. O să-l folosești la școală? Poate. O să-l folosești la școală? Da. Mulțumim. Bună ziua. Cum vă numiți? Părgă Elena. Pe tine cum te cheamă? Părgă Elena. Cum vi se pare acțiunea de astăzi? Cum să vă spun, foarte plăcută, nu știu. Cine v-a spus despre aceasta? Doamna învățătoare. Au fost găsite probleme deosebite la fetiță? Nu. În ultimul an a lipsit de la școală din motive medicale? Nu. Se înțelege bine cu colegii? Foarte bine. N-a avut conflicte cu aceștia? Niciodată. Cu profesorii cum se înțelege? Foarte bine. Ajutați copilul la efectuarea temelor? Foarte des. Încurajați copilul să continue studiile? Da. Mai departe, în liceu, facultate? Da. Credeți că îl puteți susține financiar? Foarte mult. Ce clasă ești tu? A doua. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Asistentă. De ce? Ai doctoriță. Care e felul tău de mâncare preferat? Salata de roșii. Ghiozdanelul îți place? Da. O să-l folosești mai departe? Da. Mulțumim. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Ionescu Giorgeta. Pe tine cum te cheamă? Ionescu Ștefan Codruț. Cum vi se pare acțiunea de astăzi? Foarte frumos. Cine v-a spus despre aceasta? Educatoarea lui. Mi-a sunat acasă și mi-a spus că din care, datorită dințeșorului, s-a părut ei ceva, ce duceți-vă la contort. Au fost găsite probleme deosebite? Nu, doar că a zis că trebuie niște fier. Deci am puțin anemic. Mergeți mai departe la un medic specialist? Nu, mergem la doctorul de familie. În ultimul an copilul a lipsit din motive medicale de la școală? Nu. De la școală. De era în vacanță atunci când am avut probleme cu viermișorii. Dar l-a ajutat de când am fost la spital din cauza burții. Păi acum un an, era activ vacanță, mamă. Se înțelege bine cu colegii? Da. Și cu profesorii? Da, e foarte inteligent. Ajutați copilul la efectuarea temelor? Da, eu.
Considerați importantă educația? Încurajați copilul să continue studiile? Credeți că îl puteți susține financiar? Am pensie. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Vezi la sătorul. Pune, ce te faci? Polițai. De ce? Pentru că îmi place. Să amendez șoferii. Care e felul tău de mâncare preferat? Carne. Îți place ghiozdanul? Da. O să-l folosești? Da. Mulțumim. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Ramona. Pe tine cum te numești? Cum te cheamă? Dana. Cum vi se pare acțiunea de astăzi? Mie mi se pare o, nu știu, nu s-a mai făcut până acum așa ceva aici și mi se pare ceva normal. Și cred că trebuiau făcute mai de mult. Și cine v-a spus despre această acțiune? De la primărie ne-a venit cineva și ne-a spus, domnul inginer, este soțul doamnei învățătoare și ne-a anunțat. Au fost găsite probleme deosebite la copil? Nu, nu, doar cu greutatea are probleme. A lipsit de la școală în ultimul an din motive medicale? Nu, doar am avut atunci, în februarie, niște probleme și atunci cu ea, cu burtica. Atât, în rest. Cum se înțelege cu colegii? E mai retras. Dar cu profesorii? Da, da. A avut probleme, conflicte cu colegii sau? Nu, nu. Ajutați copilul la efectuarea temelor? Da. Considerați importantă educația ei? Da, de primul plan. Încurajați copilul să meargă mai departe, la un liceu, o facultate? Eu aștept de la ea, mă aștept la ceva mai bine. Eu vreau să ajung undeva. Credeți că o puteți susține din punct de vedere financiar? Așa sper. Ce clasă ești tu? În a doua. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Doctoriță. De ce? Îmi place să ajut oameni. Felul tău de mâncare preferat care este? Salamul. Îți place ghiozdanelul? Da. O să-l folosești la școală? Da. Mulțumim.